Românii care aparțin categoriilor vulnerabile vor primi sprijin de la stat pentru plata facturilor la încălzire de două ori pe an. Fiecare tranșă va însuma 700 de lei. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor financiare vor fi emise și distribuite de Poșta Română, iar listele cu beneficiarii vor fi întocmite de Ministerul Muncii. Românii care provin din categorii vulnerabile vor primi 1400 de lei pe an ca sprijin pentru plata facturilor la încălzire, potrivit unui comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Avem două tranșe de 700 de lei de două ori pe an. Avem în vedere sezonul rece, respectiv sezonul care începe în octombrie-noiembrie și continuă până în luna martie-aprilie. Prima tranșă în februarie, a doua în septembrie, a declarat Marcel Boloș. Banii vor putea fi folosiți pentru încălzire, dar și pentru energie electrică. Severinenii spun că acesta este un ajutor binevenit, mai ales că toate s-au scumpit. Cum e ajutorul ăsta pentru români? E foarte binevenit. Da, unii n-au. Da. Câți bani ați cheltuit anul acesta pentru lemne? Cam 5.000. Dacă este cum au spus ei, că dau 7 milioane în februarie, tranșe, în două tranșe și 7 la iarna viitoare, e bine, cum să nu fie bine? Exact cum a spus Iohannis, orice 50 de bani sunt bineveniți. Sigur că este o discuție legată de faptul că aceste vouchere încă nu au fost livrate către beneficiari. Vorbim despre 4 milioane de români care beneficiază de acest sprijin. Trebuie să spunem că lista beneficiarilor va trebui să fie finalizată până la 14 ianuarie, după care ele vor fi tipărite și distribuite. Ce putem spune cu certitudine este că începând cu 1 martie, beneficiarii vor putea folosi cardul pentru plata facturilor la electricitate, gaz și încălzire. Deci este o speculație în măsura în care partide politice sau anumiți politicieni speculează purtând discuția într-o zonă în care ar fi o întârziere datorată Guvernului și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Între beneficiari regăsim pensionari ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei, persoanele, copii și adulți încadrate în grade handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei, familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei în conformitate cu legea numărul 277/2000, familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în condițiile legii numărul 416/2001. Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia. Listele detaliate cu persoanele care au dreptul să primească acest ajutor vor fi comunicate Poștei Române de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.